Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Vampir. Oameni buni, ultima oară când ne-am întâlnit, e bine, i-am dat peste cap planurile lui Redgrave și acum să vedem ce se întâmplă de fapt aici. Eu, Old Brigette. Ce s-a întâmplat? So do you serve the Earl of Bristol now? No. Old Brigette. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Oh shit. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers. Mamă, cred că Elizabeth a pățit ceva. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? Damn. I know all her secrets. Lady Ashbury. You know her. Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones, she agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Am înțeles. Her mind is twisted. Mama, săraca Harriet încă e acolo, prafă. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. She? We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Okay, let's go. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Yes. Tell her I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon. For the flames are rising. Oh shit, boys. Oh shit, boys. Oh shit, boys. Dr. Swansea. Oh my god, cât avem de mers până la spital. Cred că facem față și tot înainte și toate alea. Adică efectiv e foarte, foarte mult de mers până acolo. Oh my god, băi, nene, băi. Eram sigur că ceva de genul ăsta o să se întâmple, dar bine. Nu mă așteptam să-l implice și pe Swansea sau chestii de genul ăsta, dar mă așteptam ca Redgrave să nu fie foarte, foarte fericit de alegerea pe care urma să o fac. Oh god. Lord Finley. Dai cu rezist, ce gosule. Ia-mă de aici. Wow, nu l-a afectat. Da, cum cu papetăria ta. Pleacă, bă, Finley, de aici. Tu-i gâtul, măsii. O iau bine, o iau bine. Ok, gagii ăștia vin după mine acum, gata, e clară treaba. Ok, niște random inamici prin stânga și în dreapta, da, deci văd acum că sunt vânat, cred că pe drumul clar o să fiu vânat de gagii ăștia. Oh my god, Whitechapel. A reușit să facem niște lucruri bune în Whitechapel totuși, să vindecăm o tonă de oameni, dar acum asta nu înseamnă că lucrurile stau foarte bine în zona asta. Ok. Cât de cât oamenii sunt healthy, Daniel Petrescu e în regulă, asta e partea bună acum. Și nu cred că trebuie să fiu pe aici, dar bine, e cam aceeași chestie dacă stăm să o luăm așa. Așa că o luăm pe aici și după aia o colim pe drumul ăla. Bă, băiatule, bă, dar eram sigur că au de gând să atace, mă, adică nu mă mira chestia asta deloc. Fac, nu iau bine, o iau mult prea aiurea, nu pe aici, nu luăm pe aici, e un drum mai lung pe aici. O luăm pe cealaltă parte. Vai de capul meu. Adică știam sigur că o să se ajungă la o treabă în care ori Elizabeth, ori Swansea, ori cineva să fie amenințat de către cineva, de către un inamic de-al meu. Și chiar sincer nu cred că mă așteptam așa de tare să fie Redgrave, though. Bine, într-un fel poate, nu pot zic, nu? Stai să văd dacă avem ceva de anemie, să-i dăm un băiețașul ăsta mic. Pneonorololo. Anemie, super, să-i dau lui băiatul ăsta mic. Bă, și-am pățit odată cu anemia.
Bine, am avut lipsa de fier destul de grav uneori, dar e ok. Bine, destul de grav. Lipsa de fier, destul de grav. E din cauza că nu-mi place peștele și, na, de mâncând vă dați seama că trebuie să înlocuiesc ceva lucruri. O, s-a întors Hishishao asta aici. Ok, asta e partea bună, măcar ea s-a întors acasă. Și sănătoasă. Ma să vedem ce facem cu băieții ăștia, o, băi, omule, băi! Ok, Rogue Econ. Încă un fere. N-am nici treabă, mă, cu prostiile tale. Vezi-ți de scheme, boss. Gata, hai că mi-ai ajuns, că nu mai am energie. Stai blând. Dar mă, deci pe ei nu-i afectează, că ei sunt super rezistenți la, la... Oh, God. Deci ei sunt rezistenți la chestii de sânge, vă, că... Ai, mă, să-mi fut. Ok, va trebui să schimb ultimata aia. Va trebui să schimb aia care dă cu un tuneric. Vai de cap meu, I have been defeated. Băi, n-am crezut că o să rezist, adică i-am dat ultima aia și efectiv n-a făcut nimica. Deci cred că cu cât e mai strălucitoare, cu cât e mai roșie iconița aia, înseamnă cu atât e mai rezistent sau uneori poate fi chiar și imun. Mi-e alea cam greu, știi, să-mi dau seama exact care e toată treaba. Nu prea a fost explicit tutorialul ăla pe care l-am făcut noi, cei drept, când e vorba de rezistență și de astea, dar măcar avem celălalt ultimată care înțepuiește pe cineva, să zicem așa. Le ia... Le dă câte una, pardon, le dă câte una pe la spate, știi, așa. Yoink. Dacă stăm să o luăm așa. Ca să înțelegem noi acum. Hai, bobiță, ne încărcăm și noi. Cum am mai spus de foarte multe ori, dacă e ceva ce nu prea suport în jocul ăsta e că se încarcă extrem de greu. Dar extrem de greu, adică pe bune. Ia atât de mult să încarce nu știu ce zonă pe care deja o are în memorie, știi? Adică nu e... Nu cred că merge pe o idee de aia, ok, ajungem în zona asta, stochează o memorie și apoi dacă moare sau ceva, dă într-un checkpoint mai în spate și reîncarcă totul din memorie. Adică nu pare a fi ceva greu, sunt jocuri care sunt mult mai hardcore din punct de vedere al zonelor și chestii genul ăsta și respawn-ul e instant, aproape, gen loading screen-ul e aproape instant, aici... Aici așa, bine, probabil nu prea au avut experiență băieții cu treburi de genul ăsta, cât de departe m-a dat în spate. Ok, hai să schimbăm noi ultimata aia, că e useless. Asta trebuie, abisul. Și să nu-l mai tratez pe ăla ca pe un căcat. Asta e treaba. Hai să-i se ducă smârcâzul de pe el, că ăla e defense. Aia zic? Cooldown-urile ce drept sunt gigantice la... La ultimată. Nu-mi coace? Fuck, mi-a dat-o. Fac, încerc să mă apăr, știi, și nu-mi iese uneori. Și nu știu de ce. Adică vreau să-i fac un combo, știi, în care să vin imediat cu atacul ăla de... Deci dau cu gheara și apoi să dau cu un atac normal. Ok, cum pot să-mi casez alea mai bine? Am crezut că vine grav. Vino încoace tu-s mama mătii. Aia ai fost. Bă, măcar de-a dau și niște reward-uri mai substanțiale. Rogue Vulcon. Wow, a, deci Econii sunt niște vampiri normal, ca mine. Vulconii sunt ăia care devin foarte mari. Și poate ăia l-alți mai mari, dar bine, sunt tot cu totul altceva. Care aș jucă spămpălăi, n-am treabă. Oh, ea scali.
shit, Скаль. Don't watch, eh? Mă așteptam să dur, vei. Asta o să bubuie cel mai probabil. Dacă o să stau pe lângă ea, o să aflu imediat. Da, sigur. Ok. Oh, ce e acolo? Oh, nu cred că am fost vreodată pe ușa aia pe acolo să vedem ce e. Mamă mie, lucrurile, deci lucrurile sunt așa intenționate, nici măcar n-ai o melodie de aia super mega gravă, o melodie așa foarte chill, dar... Oh, Lord Hemsley! A, ăsta e cu Shadow, deci o să nu o să-și ia damage de la ultimata asta, nu? Aha. Deci mai probabil la ăsta te-ți folosești cealaltă ultimată. Cate, mă face să le schimb atât de tare. Nu mă, că ai 100 de clone. Nu-mi face. Asta e un pompolo, frate, deci mă jur, ăștia mi se par easy. Ok, deci dacă există posibilitatea să fie mai mulți, am să merg probabil pe asta. Asta mereu dă de damage. Ok, azi mi mai cineva pe aici, pe la spital. What is this truck? Are the vampire hunters here already? Nu știu ce vreau să fie ăștia aici. Aia-s ok. Aia încă sunt ok. Asta e interesant, nu-i nimeni aici. Fatighezem, poate încep pentru fatigul ăsta. Bă, băiatule! Hau, nu vrei să vorbim? Eu nu vreau să vorbim. Așa. Do you need... Ia. Thank you for your time. Ok. Și asta bă că e bine. Toată lumea pare a fi în regulă. What the fuck? Ce se întâmplă? Am venit aici... Speria că, vai doamne, cineva a murit sau ceva și toată lumea în regulă, ce Dumnezeu. Vedem ce zice Swansea în legătură cu asta. Dacă aici, oh-oh. Those bastards. What have they done to Edgar? Oh-oh, l-au furat pe Edgar. Looks like he's wounded. Oh no, oh no, oh no. Ok, follow the blood trail. Pe aici. Aici se oprește. What the fuck, stai puțin. Ah, uite aici. O, mergem la etaj? Prima oară că mergem la etaj. Și cred că l-au mușcat sau ceva. Oh my god, asta pare scary. Trebuie să fac un level up totuși înainte să plec, dar... Sunt prea curios. Deși 5K XP, așa de bine sună. Dacă e să murim prea tare sau ce, o să ne întoarcem, două. Dar, pe bune, like, damn, 5K XP, înseamnă mult. Mamă, deci cred că i-au făcut ceva, dar mă întreb, oare Swansea e cel rănit sau cineva care l-a atacat pe Swansea sau cineva diferit total? Sau Swansea devine vampir? Eu asta mă gândesc, ar trebui să devină Swansea vampir, două. Eu tot nu-mi vine să cred că așa de repede am progresat încât am ajuns aici ca Swansea să aibă de-a face cu treburile astea. Într-un fel, mi se pare nașpa că nu prea avem cum să stabilim o relație așa mai zdravănă cu doctorul ăsta, cu Swansea. Știi că zice, mă, ok, poate îmi pasă mai mult de el. Îmi pasă doar că el m-a asistat și mi-a oferit un loc unde să stau și cam atâta, dar altceva nu prea am făcut mai nimic în legătură cu el și, na, bine, și aia cu Dorothy Crane, poate, dar... Mi-ar fi plăcut totuși să avem mai multe misiuni de astea, așa poate mai scurtuțe sau ceva unde să ne implicăm cu Swansea, încât să avem o legătură ceva mai mare, așa, pur și simplu, într-un fel, îmi pare rău dacă l-aș
Văd dacă moare și într-un fel nu-mi pare rău dacă l-aș vedea că moare, știi? E o chestie destul de... de ciudat aici. Dar nu știu sigur exact cum să pun treaba asta. Deci... nu știu sigur. Dar o să vedem imediat. Vedem imediat ce s-a întâmplat exact. Ia să vedem, găsim posoanții sau ce facem? Oh, e o arenă mare, boss fight. Redgrave boss fight incoming. Regret că n-am luat ultimata care trebuie și... ok, să murim ultorul totuși, ce drept. E o lumină! Aba nu, e căcatul alalt. Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Shit. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Pe și ce a făcut? Even if your friend is deserving of a little punishment for what. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it. Just like you are. You're the progeny, aren't you? A cui? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Geoffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! Oh my god, nu vreau să... oh, ești idiot. Mi s-a stricat aparatura. So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, beast? Apă sfințită? This is a drop of King Arthur's blood. Și ce vrea să fie? The blood of a true defender of Britain, stronger than your evil powers. Oh, se bufează. Plus 3 strength, plus 5 blessing, plus 7 stamina. This is ridiculous. We're losing precious time. Oh my god. Soon I'll bring your head before your coward of a father. Dar care... wow, wow. Ce treabă are taicu-sul cu treaba asta? Stai așa. Ua! Am înțeles. Mergeam să facem level-urile alea, boys. Holy shit. Trei bucăți de sabie și mi-a luat viața aici cu capul. Nici am apucat să rezist. Stai, mergem să facem upgrade-urile alea, după aia încercăm. Mă, tu e ceapa ta, mă, bobiță. Useless, dar ciomagul meu nu e useless împotriva ta, bobiță. Ia uite, vei să vezi cât de useless e ciomagul meu împotriva ta. Nu e useless, de-aia. Stai că iarăși cheamă felinarele. Ieși, mă. Dă 450, bă, dar are HP mult nenorocitul ăsta, mă, ce drept. Cum m-a nimerit? Interesant. Stai așa. Nu mă încoace, drac mic ce ești. Show some style. Fight like a man. Aha. Stai așa. Stai chiar abia. The blood of a true defender of this land will protect me. Iar dă cu luminițele alea. Fute-mă așa în luminițele tale, coaie, cât te mai ai? Atât? Băi, dar să-mi bat picioarele în luminițele lor, vere, când mă disperă. Why does simple light burn you so much? Dar ce e vina mea că eu am fost făcut vampir, boss? Zici de parcă eu am vrut să...
Mamă, dodge-ul ăsta e incredibil. Ia-o pe asta. Deci mă jur, dodge-ul ăsta e incredibil. Așa, au doamne, iarăși. Fute-mă și în luminițele tale. Îmi place că poți să-i oprești charge-ul. Wow! Zic, îmi place că poți să-i oprești charge-ul și apoi vine cu căcatul ăsta la al de mișcare. Stai așa. Îl opresc din charge măcar, știi? Mamă, fute-mă așa. Tot? Nu dracu încoace să te ia. True light will cleanse you. Ieși mă de aici. Fost mai easy decât nebuna aia l-altă. Ce drept. We are the guardian of justice. Prewin shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been. And we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. You hunt me down. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Prewin. We do not negotiate. We do not compromise. There is no way you'll ever let me be, McCollum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Ce nervează omul ăsta. For there is no way you can sway me to your ideals. Aș putea să o fac. Aș face-o. That's where you're mistaken. What do you mean? Sacrifice așa, it will make you a vampire. I'll spare you. Yeah. I'll spare you, McCollum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? Nu te mor, bobiță. This is no ruse, McCollum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. Vezi, bulangiule? Nu vreau să te bat sau ce-o bine, te-am bătut o leacă, dar e ok. I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. Da, boss. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Damn. Ce bulangiu. Bă, lupta a fost ok. Mi-a luat cam 5 încercări maxim față cealaltă luptă unde chiar a trebuit să stau să fac strategii și astea. Dar mi-am dat seama cam din prima ce abilități aș fi vrut să iau. Pentru că l-am văzut că el a cam bulangiu el așa. Și chestii genul ăsta. Sigur trebuie să încerc alte chestii.
Și am zis, ok, stai, dacă vine faza aia cu lumina și trebuie să-i dau, să-l opresc din a trage chestii în mine și să mă apropii de el, charge-ul ar fi cea mai bună opțiune, vă, că. Și în rest n-a fost chiar atât de greu. Chiar mi-a brădat sem sabie și pistol la ultimul nivel, știi, și eram pregătit de rupere de aia, de fâși grav, dar aparent n-a fost să fie. Și uite că am vrut să-l bate destul de repede. Am văzut pe internet că spunea unii că e un nivel destul de greu ăsta să-l bați pe McCollum. Dar văd că a fost destul de ok. Adică a fost mai, cum am spus, a fost mai greu să-l bat pe tip aia decât să-l bat pe McCollum ăsta. A, și apropo, din greșeală am văzut și ce se întâmplă dacă îl faci pe el vampiroi. Dacă îl faci vampiroi, cumva te vei întâlni cu el pe la sfârșitul jocului. Sau mai târziu și el îți va da acea poțiune sau ceva poțiunea lui David sau ceva alte căcaturi genul ăla și alte drăcii de genul ăsta. Și da, scuze, bâzea telefonul și mi-am pierdut ideea. Așa că hai să vedem unde este bulangiul nostru mic prieten Dr. Swanzies, de-mi pune dracu s-a dus. Sau unde l-a închis. Am 2K XP, not bad. Science without consequences, rescue Dr. Swanzies. Unde Edgar ăsta avere 300 de metri? Reach Doris Fletcher's Theater. Acolo e? Da, cred că o să mergem după Dr. Swanzies data viitoare, oameni buni, așa că o să încercăm să salvăm data viitoare, pentru că cine știe ce cinematice ne mai trântește mai încolo, iar ne lungim foarte, foarte mult și nu vrem treaba asta. Dacă cumva am timp și chestii genul ăsta, poate mai fac un video cu vampir astăzi, dacă dați voi acolo vreo 200-300 de like-uri, ceva genul ăsta, sau bine, mai mult de 300 de like-uri, hai să fiu leacă mai pofticios și chestii genul ăsta, așa că, da, oameni buni. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și aia e cea mai tare reflexie din viața mea, adică serios acum. Ha, pa, pa!